Țin minte că lucruri mult mai grave s-au întâmplat la căile ferate ale Republicii Moldova și până la Iurie Topală și după asta, dar a ajuns el și evident fiecare ilegalitate trebuie pedepsită. Vreau să discutăm mai puțin despre Iurie Topală, numai dacă nu vreți dumneavoastră să faceți vreo declarație sau să comentați cumva faptul că este, a fost adus la Chișinău. Vreau să discutăm mai mult despre alții, despre Vladimir Andronache, care chiar avea și era așteptat de mult timp în Republica Moldova pentru ca să răspundă pentru multe infracțiuni care îi sunt incriminate de către oamenii legii, dar și despre cei care încă sunt departe, unii cerând azil politic, alții așteptându-și sentințele de condamnare în Republica Moldova. Andronache mai întâi. Reținerea și aducerea lui Andronache în Republica Moldova. Ce credeți despre el? Pe mine m-a mirat că Andronache s-a aventurat să se ducă în Ucraina în această perioadă. Eu cunosc un pic informația, cred că din sursele veridice, chiar din Ucraina. Din câte eu am înțeles, el a fost reținut într-un hotel în Kiev, când a stabilit întâlnirea cu Buzgan. Cine e Buzgan, cred că publicul o cunoaște, afacerile... Foarte, bine da, să spuneți că... Da, Buzgan a fost persoana de încredere a lui Andronache, infiltrat în martie 2020 în Agenția Proprietății Publice subordonate guvernului Chicu și condusă de fostul avocat al lui Dodon Țepardei. Omul practic nu a stat pe loc acolo, el a avut nevoie de corăcică și mai mult timp a petrecut în Ucraina, rezolvând problemele lui Andronache legate de cariera Pervamaiska, unde avem dosar penal și nu văd finalitatea, legat de sanatoriul Moldova, unde avem litigiu, și legat de terenul pentru consulatul în Odessa, unde tot avem dosar penal și iarăși nu prevăd până când finalitatea. Iată acest Buzgan. A fost în Kiev câteva săptămâni și Andronache a venit din Europa. Știu că a închiriat apartament câteva zile, a stat în Ucraina. Bănuiesc eu, presupun, aici presupunerea mea, care încă nu este probată, că a venit sub garanție personală a lui prietenul lui, care este un mare oligar din Ucraina, Prodivus, și care are interes și în sanatoriul Moldova, care a avut interes și în cariera Pervamaisk și în terenul consulatul Odessa. Și a fost subit, reținut de către serviciile speciale Ucrainei și transmis Moldovei. Deci aici meritul Republicii Moldova se începe de la Vama Criva. Haideți, spunem așa, din câte eu cunosc. Poate să începe de la faptul că i-au convins pe cei din Ucraina că este important să avem acasă acest probabil, personaj. Eu cred că ucrainienilor el nu tare le trebuia. Sunt două momente aici. În primul rând, pe cariera Pervamaisk și pe mai multe lucruri legate de sanatoriul Moldova și de consulatul este pornit dosar penal în Kiev. Cu mare întârziere, deja după ce s-a schimbat situația geopolitică, după ce deja a înțeles Prodivus că geopolitic nu este bine să faci business cu rușii, că Prodivus este, a fost de orientare prorusă tot timpul un oligarh. Iată, acolo sunt câteva dosare penale. Nu exclud că și de Buzgan și de Andronache sunt legate. Pe de altă parte, nu iarăși, posibil că sancțiunile impuse de Statele Unite au influențat acest proces, poate combinarea de factori, poate mai mult a jucat rolul faptul că au fost dosare penale. Andronache nu apare în aceste sancțiuni. Dar cel puțin, oricum, Andronache este legat de Plohotniuc. Cu siguranță. Și de toți cunosc acest lucru. Persoana non-grată, asta tot nu întâmplător. Din câte eu am înțeles, 90% din toată această operațiune e meritul serviciilor din Ucraina. Mariana, eu aș vrea să cred în scenariul bun despre care ați vorbit dumneavoastră, că eu o să fie turnător principal. Dar la ora actuală, dacă să analizăm, să fim pragmatici, să analizăm situația internă în Republica Moldova și profilul lui Andronache, mi este frică că se încearcă al doilea scenariu în contextul destabilizării și vă spun de ce. Nu este alt personaj decât Andronache așa de bine conectat cu toate patru grupări criminal politice. El e omul lui Plohotniuc, el a lucrat cu Șor,
El a fost persoana de încredere a lui Platon și noi tot am ascultat audio. El a fost din 2019 și a intrat în anturajul lui Dodon și cu Nichifărciuc asigurau voturi necesare în Parlament și au preluat mai multe scheme. Adică are legături internaționale și cel mai important în aspectul geopolitic care este acum, Andronache tot timpul avea relațiile, chiar când Plahotniuc a avut relațiile proaste cu Federația Rusă, Andronache tot timpul avea legăturile cu Federația Rusă, cu Carina Țurcanu, el mergea în Federația Rusă non stop. De altă parte, Carina Țurcanu a fost condamnată în Federația Rusă pentru trădare, tocmai pentru schemele pe care le-a pus în aplicare cu Andronache. Exact, dar noi acum înțelegem că, iarăși, previzibilă, imprevizibilă, Rusia s-a schimbat la, nu spun, la 360 de grade, dar 180 de grade și noi vedem că toate aceste patru grupări se încearcă să fie, dar nu se încearcă, dar deja noi vedem toate semnele unității acestor patru grupări și cel mai prost scenariu că dacă erau mai uniți sau făceau război între ele, acum toți sunt uniți și trași de sfoare din partea Federației Ruse. Și în această schemă, figura lui Andronache este una foarte, foarte bună pentru Federația Rusă. Și nu văd pentru dânsul motive din start să facă el să toarne, cu speranță că, iată, toți drujii lui s-au unit, toți drujii lui au dat, nu știu, cu Căfcaliuc, cred că tot s-a pupat și el. Toți dau bani de acolo pentru a destabiliza Republica Moldova. Și în situația în care avem această situație cu scumpiri, cu probleme, cu tarife, cu gaz, cu energie electrică, cu multe greșeli din partea guvernării, este un teren fertil pentru destabilizare. Și el, iarăși, și tot el având legăturile lui, și da, justiția noastră care nici pe departe, nici nu este, începutul este așa, niște semne câtuși de cât, dar cu musteața la Curtea Supremă de Justiție, care a fost promovat în CSP, anume în perioada lui Plahotniuc, și eu nu exclud că Andronache a pus și acolo umărul, cu ceilalți judecători care știu că nu trec vetingul. Înțelegeți că acum pentru orice judecător care l-a scoate... Eu nu anticipez, eu încerc să fiu pragmatic. Eu la început am spus, asta e un test de maturitate pentru structurile de stat ale Republicii Moldova. Contextul care eu vreau să spun că trebuie să fim foarte, foarte exigenți acum. Nici în legea procuraturii nu scrie că procuratura trebuie să-și facă datorie în funcție de tarife la curent electric.